seara, dragi prieteni! Vă propun în această seară să ne întoarcem în timp, în deceniul 3-4 al secolului 20, și de ce nu să cunoaștem un personaj extrem de interesant, controversat pentru secolul nostru, dar foarte interesant pentru secolul său. Este vorba de universitarul cernăuțean Traian Brăileanu, sociolog și filozof renumit în acea epocă. De asemenea, este vorba de o carte pe care unul din invitații mei din această seară a scris-o la adresa lui Traian Brăileanu și, după cum vedeți și titlul emisiunii, este Traian Brăileanu, universitarul bucovinean redescoperit. Alături de mine se află creatorul acestei cărți, domnul Radu Florian Bruja, lector universitar doctor la Universitatea Ștefan cel Mare Suceava. Bună seara, domnule profesor! Bună seara și mă bucur că vă găsesc într-un nou spațiu. Și alături de dumnealui, domnul profesor universitar Mihai Covescu. Bună seara, domnule profesor, tot de la Universitatea Ștefan cel Mare. Bună seara și dumneavoastră și celor care ne urmăresc. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați venit în studio. Și pentru început am să dau cuvântul domnului profesor Radu Florian Bruja, care a construit cu meticulozitate această carte în memoria celui care a fost universitarul cernăuțean Traian Brăileanu. Am să spun două cuvinte despre istoria cărții, pentru că nu este o istorie foarte lungă. Am demarat în anul 2008 o ediție de documente despre viața și activitatea lui Traian Brăileanu în anuarul Catedrei de Istorie pe atunci, Codru Cosminului. Din păcate, după primele 4 numere în care am publicat o serie de documente, am fost nevoit să reiau lucrurile de la început, deoarece pe parcursul cercetărilor mele în arhivele de la București, Suceava, Iași și Cernăuți, am găsit documente datate cronologic într-o perioadă pe care deja o depășisem în seria respectivă. Și atunci am luat decizia că tot corpusul de documente ar trebui să intre într-un volum separat. Problema a fost că, nefiind și foarte multe și fiind destul de dificil de depistat documentele din sursele arhivistice, nu era suficient pentru un text publicat sub forma unui volum. Și atunci am hotărât că cea mai bună variantă ar fi să public alături de acel corpus de documente încercările literare ale lui Traian Brăileanu din primul deceniu al secolului al XX-lea, publicate la vremea respectivă în gazeta Junimea Literară, la care s-a dat câteva studii pe care eu le-am redactat pe parcurs și pe care am avut ocazia să le public în străinătate doar și în alte limbi decât limba română. Dau un exemplu, cel de-al doilea studiu, Traian Brăileanu și imaginea comunităților etnice din Bucovina, a apărut în limba poloneză în anul 2010 la Varșovia. Am gândit că totuși accesul publicului românesc la recuperarea imaginii lui Traian Brăileanu e imposibilă pentru un text apărut în limba poloneză la Varșovia. Un al doilea studiu, care a apărut acum de curând la Banská Bystrica în Slovacia, în limba engleză de astă dată, este tocmai face obiectul celui de-al treilea studiu publicat în acest volum. Ei, adunând toate aceste lucruri, studiile mele publicate, plus primul dintre ele care face de fapt o trimitere la cadrare generală a lui Traian Brăileanu, corpusul de documente completat cu ceea ce nu mai publicase în plus, republicarea sau publicarea pentru prima dată într-un volum a încercărilor sale literare din tinerețe, fac obiectul unui volum și asta e de fapt toată istoria volumului de față, studii, documente și încercări literare Traian Brăileanu. Ca o întrebare suplimentară, cât timp v-a luat cap-coada, să spunem așa, crearea acestei cărți, acestui studiu? Mi-e greu să vă dau un răspuns. Aproximativ. De ce? Pentru că nu m-am ocupat de asta într-una. A fost printre picături. Dar lucrez în sine la un volum mai mare despre dreapta românească în Bucovina și căutându-mi informațiile pentru acel subiect,
Am găsit de foarte multe ori, m-am întâlnit cu Traian Brăileanu, un personaj important al, al epocii, un universitar, un ideolog, un profesor și un, să zicem, convins al ideilor dreptei de, de odinioară din Bucovina. Și atunci am cules din fiecare informație câte ceva, astfel că volumul ăsta a apărut așa mai degrabă instantaneu decât să spunem că mi-am dedicat un anumit timp. Mai degrabă a durat mult, din martie când eu speram să apară volumul până în, în octombrie când el a apărut, perioada publicării, decât munca de documentare pe acest volum. Trebuie să spunem că studiul a apărut la editura Junina. Și ce este foarte interesant este că Traian Brăileanu a fost atras chiar de editura Junimea în perioada carierei sale. Da, Junimea Literar din, din gazetele bucovinene până la urmă era principala gazetă a românilor bucovineni din perioada austriacă, ultimul deceniu înainte de declanșarea Primului Război Mondial. Domnule profesor Mihai Iacobescu, vă propun să intrăm mai profund în tema noastră și aș începe cu rugămintea de a ne spune care era specificul regiunii noastre după anul 1918. Vedeți dumneavoastră, cartea aceasta reprezintă un eveniment cultural foarte bine motivat, pentru că despre Bucovina s-a scris mult, despre Bucovina sub austrieci, despre zona aceasta de dinaintea anexării și ocupării de către austrieci. Lumea crede că s-au rezolvat într-un fel toate aspectele istorice din timpul stăpânirii austriecii. În realitate sunt încă multe pete care necesită o investigație profundă. Iar cât privește perioada interbelică, specificitatea Bucovinei după Marea Unirii constă în faptul că era, trebuie să recunoaștem în numele adevărului istoric, singura provincie de după Marea Unirii care venea cu o populație românească minoritară. Ea s-a aflat 4 secole aproape zona aceasta integrată Moldovei, statului românesc de la răsărit de Carpați. A fost ocupată în toamna anului 1774, întâi pe urmă a fost anexată printr-un tratat, de fapt prin mai multe convenții, și în timpul stăpânirii s-a produs un fenomen foarte complex, care poate că nu a avut aceleași manifestări în celelalte provincii istorice, adică dintr-un teritoriu curat românesc, o populație majoritar românească, cu o populație ortodoxă, cu o populație cu o singură limbă, limba românească. A rezultat în ajunul Primului Război Mondial, prin colonizări sistematice, încurajate de stat, prin imigrări, un amalgam, un conglomerat, cum zic chiar nemți, un conglomerat, adică 14-15 grupuri etnice, în care românii ajungeau după recensământul din 1910 cu cifre discutabile, dar nu prea departe de adevăr, să reprezinte 34,4%, deci o treime numai. Se poate spune minoritari? Minoritari. Majoritari în partea de sud, într-adevăr. A fost un proces foarte complex. Cea de-a doua treime o reprezentau rutenii sau ucraineni împreună cu huțulii care au năvălit din Galiția dintr-o multitudine de cauze economice, politice, religioase chiar, și datorită implicației celor două mari puteri vecine, pentru că în cadrul ucrainenilor și a rutenilor sau a huțulilor, care sunt socotiți de unii încă pe nedrept ca fiind tot ucraineni, asta este o altă problemă care o vom putea discuta cândva,
Deci erau două grupări politice. Tineretul, care opta pentru un stat ucrainean în hotarele Imperiului Habsburgic, considera că Austria este stăpâna unei culturi și civilizații superioare în comparație cu cea rusească, în timp ce bătrânii ruteni erau sprijiniți de Rusia și vroiau un stat ucrainean în cadrul Rusiei, care stăpânea și e teritoriul ucrainene. Încât Eminescu, de pildă, spunea cândva în timpul că beții români din Bucovina se află între două pietre de moară. Austria, pe de-o parte, care speră la un stat ucrainean în hotarele ei și să atragă și teritoriile ucrainene care erau la ruși, iar Rusia, cea de-a doua piatră de moară, care spera ca ea să fie stăpâna teritoriilor ucrainene. Sigur că cea de-a doua treime o constituiau totuși acești ruteni sau ucraineni, grupați în timpul stăpânirii austriece în partea de nord a provinciei. Cea de-a treia, de vreo 28%, reprezentau celelalte vreo 10 minorități, de pildă nemții, dar în ajunul războiului cei mai numeroși erau evrei, erau cam 12-14%. Ca pondere, fiindcă sub raport economic și financiar erau într-o altă situație despre care putem discuta. Statul român avea, așa cum spunea Iorga în notițe zilnice, o misiune foarte grea, care presupunea un timp îndelungat. Să unească sufletește la vechiul regat pe bucovineni, pe ardeleni, pe basarabeni, care toți erau români, dar care, datorită stăpânirii străini, veneau de acum cu alte mentalități, trăiseră sub o altă legislație, sub o altă administrație, și problema aceasta nu se putea rezolva în două decenii. Cartea, de pildă, între alte semnificații ale sale, o are și pe aceea că dezvăluie un adevăr trist pentru noi. Noi știm că România întregită s-a prăbușit, în primul rând datorită înțelegerilor dintre Hitler și Stalin, datorită noului raport de forțe care s-a creat pe plan internațional, dar dacă ne uităm atent în casa noastră, vedem că și aici erau niște lupte interne, niște frământări. Românii ar fi vrut să cucerească mai repede pozițiile pe care le-au pierdut în cei 144 de ani de stăpânire străină. Și atunci ar fi vrut să smulgă, de pildă, de la evrei care dețineau pârghiile vieții economice, financiare, monopol, sau în alte domenii. Monopol se poate spune. Monopol se poate spune. Da. Am să vă completez, domnul profesor, și cu un fapt care mi se pare extrem de important. Aceste procente sunt luate pentru întreaga provincie, dar situația românilor era cu atât mai dramatică cât privim mediul urban. În mediul urban, procentele hai să le spunem, alogenilor erau și mai mari față de români decât în mediul rural. Deci, principalele orașe ale Bucovinei, și încep cu Cernăuțu, avea procente și mai mari a populației neromânești față de media generală pe întreaga provincie. Iar Cernăuțu reprezintă, într-un fel, tocmai exemplu cel mai potrivit, unde 60% din populația Cernăuțului era vorbitoare de germană, formată în principal din evrei, și doar 15%, restul fiind ceilalți, erau românii la 1919 în orașul ăsta. Cernăuțul era chiar capitala Bucovinei. Care era capitala Bucovinei și motorul, până la urmă, chiar economic al provinciei. Și dacă trecem dincolo de acest procent, constatăm că, de fapt, tot comerțul, funcționarii, oamenii calificați, cei care dețineau exploatările, forestieri în Bucovina, făceau comerț cu lemn, toate dughenele, toate crâșmele au fost ale lor. Am spus că, după documentele pe care le avem și care s-au păstrat încă la noi, prima crâșmă în Suceava a apărut în 1938, deci aproape după două decenii, și a fost falimentată de cele evreiești. N-am spus-o eu, o spun documentele. Ori Cernăuțul era un fel de metropolă
a elementelor alogene, nu întâmplător un istoric de la Tel Aviv arăta că după New York și Varșovia Cernăuțul era centru urban cel mai prosper al afacerilor pentru evrei. Românii ar fi vrut să recupereze cât mai repede această subordonare a lor să intre pe picior de egalitate. Eu personal, care m-am ocupat de pildă cu Societatea Națiunilor, fac o paranteză să vă spun că România a avut, începând de prin 1926, un mare conflict cu comunitatea internațională evreiască, care a intervenit în apărarea evreimii din România, spunând că la Iași, la Cernăuț, la Chișinău se organizează pogromuri, manifestări ostile evreilor care nu pot trăi, care nu pot desfășura viața. Ori în răspunsul pe care îl dă guvernul român, de pildă, cel semnat de generalul Averescu, și cheamă experți de la Geneva, din Biroul Internațional al Muncii, se arată așa. Evreii sunt sub 5% din populația întregii țări, dețin însă peste 45% din tot comerțul cu amănuntul. În universități au un procent de 4-5 ori mai mare decât al tinerilor români. În domeniul farmaceutici urcă spre 90%, în domeniul avocaturii, iată, la fălticeni, urmăriți în perioada interbelică, aproape toți avocații erau evrei. Nu vreau să jignesc pe nimeni, dar le știu și numele. Erau deci niște bancii, inegalități. Sistemul bancar era în proporții de 70-80% în domeniul lor. Ori această carte a unei minți extraordinar de dotate, inteligente, a unei mari personalități, a unui mare universitar, fiu de învățător, Traian Brăileanu. El, săracul, a vrut să vadă care din partidele interbelice are un program care se înscrie mai fidel și mai corespunzător aspirațiile celor dintr-o astfel de provincie, cu acest specific dramatic pentru români. Iată, un coleg a scos o carte, e vorba de Mircea Deaconu, în care îi explică de ce scriitorii toți din această provincie s-au grupat oarecum în niște publicații de orientare de dreapta și în general, cum au fost gruparea de la Iconar și altele care se orientau în această activitate antisemită. Era vorba de o ură de rasă propriu-zis, era vorba de o luptă pe teren economico-financiar și chiar cultural. S-ar putea spune chiar o luptă pentru recâștigarea unor drepturi pierdute. Sigur că da. Acesta a fost întrucâtva tabloul acelor vremuri triste pe undeva, pentru că, după cum ați spus și dumneavoastră, românii erau în minoritate față de alte populații, să spunem, care locuiau în zona Bucovinei. Să intrăm puțin în ceea ce a însemnat universitarul Traian Brăileanu. Spuneați despre activitatea politică. El, întrucâtva, pe axa politică a fost neliniștit. Se poate spune, în zilele noastre se spune traseist politic. Dar în perioada contemporană lui nu-și găsea locul. A plecat dintr-un partid, într-un alt partid, până când, într-un final, își găsește locul în mișcarea legionară, care însă, din păcate, adevărul crud și neiertător i-a adus și sfârșitul în temnițele comuniste. Mai avem 5 minute până la pauză, dar să încercăm să intrăm pe acest filon, urmând ca în partea a doua să continuăm ideea. Autorul arată și probabil poate completa mai bine decât o fac eu că Traian Brăileanu, care cunoștea foarte bine realitățile satului românesc și fizionomia aceasta dramatică a structurii etnografice a orașului, într-adevăr,
a vrut să vadă care din partide are un program corespunzător. Dacă Ioan Nistor, care trăise și sub austrieci, s-a orientat imediat spre Partidul Liberal din vechiul regat, cu toate calitățile și defectele acestui partid. El s-a înscris la Partidul Poporului, Averescu era un nume după război, moștenit din victoriile sale, n-a găsit ce a căutat. În Partidul Naționalist Democrat al lui Iorga n-a găsit de asemenea. Ei a găsit încet, încet în mișcarea aceasta de dreapta care își propunea și care sub aspect ideologic, părerea mea este aici, sub aspect ideologic, teoretic, mișcarea legionară care se axa pe autoctonism, pe un naționalism tradițional, pe o morală creștină, ar fi vrut să rupă cu fanariotismul, nepotismul, corupția și cu tot ce aveau putred majoritatea partidelor burgheze. Deci, sub aspect teoretic, mișcarea legionară atrăgea orice intelectual cu o minte strălucită. E un adevăr pe care l-aș putea susține, poate timpul nu ne permite, un adevăr care poate părea primejdios, însă cealaltă latură practică avea să se dovedească, să zic așa, anacronic pentru vremurile democratice spre care evoluia lumea și chiar pentru mijloacele pe care și le propuneau legionarii. Ei, îl las pe coleg să reia de să aici. Să continue ideea pe pentru zona că, politică. Pentru că el a devenit acum, să zic, omul care deține cele mai bogate argumente despre eroul său. Nu, două vorbe, dar pot să spun că Traian Brăileanu, eu nu am avut niciun dată sentimentul traseismului politic la Traian Brăileanu. De fapt, din 1900... Ce scuze, asta este cuvântul care... Bine, este formula la modă. Acum, exista la formula fripturismului, așa, creat și chiar pentru da, cei care treceau dintr-un partid în altul în perioada interbelică. În fond, el este în fruntea unor, să zicem, adepți care rămân consecvenți aceleași idei. Doar faptul că radicalizarea acelor idei îi face să se regăsească de la partidul lui Iorga, pentru că el a trecut întâi la partidul lui Averescu, unde n-a stat foarte mult. A devenit apoi liderul bucovinean a partidului Iorga, Partidul Naționalist Democrat, deci cu formula clar naționalistă. Partidul lui Iorga s-a rupt în două, una din grupări fiind aripa lui Acecuza, care a creat Liga Apărării Național Creștine, iar Traian Brăileanu se găsește în acea grupare a lui Acecuza. Pentru că în momentul în care din gruparea lui Cuza să se reformeze sub o formulă numită lang statutară, certându-se pe probleme de statut în ceea ce privește organizarea partidului, toată acea grupare statutară să se regăsească imediat după aia în mișcarea legionară. Deci ei au fost consecvenți aceleași idei. Această provincie aflată în două mari primejdii din opinia lor. Una, comunitățile, în principal comunitatea evrească, dar și celelalte comunități neromânești, și a doua, imediat vecinătatea Uniunii Sovietice, care era un stat agresiv, un stat oricând care dispus sau care căuta să speculeze orice neliniște și orice problemă pe care statul român o avea. Și atunci ei au fost convinși că doar în această dreaptă ar putea să găsească soluția pentru salvarea a ceea ce credeau ei că este idealul României mari. Ei nu au migrat de la stânga la dreapta. Ei doar s-au radicalizat odată ce problemele României interbelice au devenit mai dificile. Având două constante clare. Antisemitismul și anticomunismul. Asta este, de fapt, evoluția. E una foarte scurtă. Vă mulțumesc foarte mult. Vom lua o mică pauză publicitară și ne întâlnim în partea a doua a emisiunii. Publicitatea.